curtoazia să domnească în familie. Dragostea să fie fără prefecătorie, iubiți-vă unii pe alții, în cinste, fiecare să dea întâietate altuia. Romani, capitolul 12, cu versetele 9 și 10. Principiul conținut în sfatul iubiți-vă unii pe alții stă chiar la baza fericirii în familie. Curtoazia creștină ar trebui să domnească în fiecare familie. Soția și mama poate lega inima soțului și a copiilor ei de inima sa cu funiile puternice ale dragostei, dacă în relația cu ei va manifesta o iubire neschimbătoare prin cuvinte blânde și printr-o conduită respectoasă. În aceeași familie există, în mod frecvent, o mare diversitate de fir și de caractere, deoarece Dumnezeu a rânduit ca persoane cu temperamente diferite să se asocieze. În această situație, fiecare membru al familiei ar trebui să țină seama de sentimentele celorlalți și să le respecte drepturile. În acest fel, vor fi cultivate respectul reciproc și îndelunga răbdare, vor fi înlăturate prejudecățile și vor fi cizelate părțile aspre ale caracterului. Armonia poate fi păstrată, iar împletirea diferitelor temperamente poate fi un beneficiu pentru fiecare în parte. Soția și mama adevărată își va împlini obligațiile cu demnitate și bucurie, fără să considere că treburile pe care trebuie să le facă într-o gospodărie ordonată ar fi înjositoare. Pentru a fi o soție bună, nu este necesar ca firea femeii să se piardă cu totul în firea soțului ei. Fiecare individ are o viață distinctă de a celorlalți, o experiență care diferă în mod esențial de a celorlalți. Creatorul nu a intenționat ca individualitatea noastră să se piardă în altuia. El vrea să ne păstrăm trăsăturile caracteristice, îmblânzite și sfințite prin harul său scump. El vrea să ne audă cuvinte proaspăt izvorâte din inimă. El vrea ca dorințele noastre aprinse și cuvintele noastre sincere să se înalțe la el, purtând însemnul individualității noastre. Nu toți gândesc la fel, iar Dumnezeu nu ne cere să avem o experiență de mâna a doua. Răscumpărătorul nostru milos întinde mâna spre noi ca să ne ajute chiar acolo unde ne găsim. Dacă femeia va căuta puterea și încurajarea la Dumnezeu și dacă se va strădui să-și împlinească în temere de el datoriile zilnice, va câștiga respectul și încrederea soțului ei și își va vedea copiii ajungând la maturitate ca bărbați și femei onorabile care vor avea tăria morală de a face binele. Când a reușit să câștige încrederea copiilor și să învețe să o iubească și să o asculte, mama le-a dat prima lecție despre viața creștină. Ei trebuie să-L iubească pe Mântuitorul, să aibă încredere în El și să-L asculte la fel cum își iubesc părinții și la fel cum au încredere în ei și îi ascultă. Dragostea pe care o manifestă părinții față de copil atunci când au grijă de el și când îl educă în mod adecvat, oglindește slab dragostea lui Iisus față de poporul său credincios. Amin.